Pace, bună dimineața! Câți dintre dumneavoastră ați văzut mesajul pe care l-am trimis dimineață pe grupul bisericii? Excelent! Îndemnul din această dimineață pe care vreau să-l luăm pentru noi acum la început, la timpul acesta în care ne pregătim de închinare, este acest verset din Psalmul 95:6. Hai să-l citim împreună. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Și aș vrea să insist pe acest îndemn, veniți. Aș vrea să insist pe această chemare la închinare, dar aș vrea să insist pe această chemare la închinare împreună. Cu siguranță fiecare dintre noi am venit astăzi în acest loc pentru că vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Vrem să ne închinăm înaintea Lui. Și am venit în această dimineață, în acest loc, nu pentru un program, nu pentru o expoziție în care s-ar putea derula înaintea ochilor noștri aici pe scenă, ci am venit aici să ne închinăm lui Dumnezeu. Și acest îndemn care este la plural pentru noi de a veni împreună, este un îndemn pe care aș vrea să îl luăm pentru noi în această dimineață la început. Aș vrea să ne pregătim să ne închinăm împreună. Și bineînțeles că atunci când ne gândim să ne aducem înaintea lui Dumnezeu ca și comunitate, aș vrea să insist asupra faptului că Dumnezeu ne cheamă să dăm la o parte orice barieră, să dăm la o parte orice piedică și să venim împreună. Și de aceea în dimineața aceasta aș vrea să dăm la o parte orice barieră din mijlocul nostru, orice lucru care ne-ar putea împiedica să venim împreună înaintea lui Dumnezeu. Și un lucru foarte banal asupra căruia vreau să insist este legat de golurile care sunt între noi. Un gol între noi poate să însemne un gol fizic, o distanță fizică, un scaun liber, poate să însemne o distanță emoțională, poate să însemne o distanță spirituală, nu știu. Dar pentru noi cei care suntem aici, această distanță este una care uneori o simțim greu de trecut. Distanța de aici până la al patrulea, al cincilea rând. Primele locuri sunt cumva locuri condamnate să rămână goale, locuri condamnate să rămână neocupate. Și e greu să venim în închinare împreună atâta timp cât simțim și vedem că oamenii stau departe de noi. De aceea, în dimineața aceasta, am să insist în introducerea mea pe această venire împreună. Aș vrea să încercăm să înțelegem că un loc ocupat este un semnal transmis pentru comunitate. Atunci când vii și te așezi pe un scaun și lași gol între tine și celălalt, poate să însemne un gol spiritual, dar aș vrea să înțelegem că chemarea pe care o avem în această dimineață, din acest verset, este o chemare prin care Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă împreună. Și primul lucru pe care putem să-l facem pentru a fi împreună la închinare este să fim aproape unii de ceilalți. Pentru că altfel am fi putut sta acasă, nu-i așa? Acasă programele pot să fie mai bune pe internet, predicile de pe internet pot să fie mai bune, putem avea parte de programe și predici mult mai bune stând acasă. De ce am venit aici? Pentru că vrem să ne închinăm împreună. De ce vrem să ne închinăm împreună? Pentru că Dumnezeu a promis că El coboară în mijlocul laudelor copiilor Lui. Orice lucru pe care noi îl facem pentru a veni împreună de dragul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl onorează. Orice efort pe care noi îl facem pentru a da la o parte slăbiciuni, limitări, pentru a da la o parte un zid care ne-ar putea despărți, orice efort pe care îl facem pentru a ieși din zona noastră de confort, din spațiul nostru îngust al unui scaun confortabil, Dumnezeu îl onorează. De aceea în dimineața aceasta aș vrea să ne ridicăm și aș vrea să venim la închinare împreună. Știu că deja v-ați așezat, știu că deja v-ați familiarizat așa de bine cu scaunul pe care l-ați ocupat, dar în dimineața asta am să vă deranjez. În dimineața aceasta am să vă deranjez pentru că acest îndemn este un îndemn pe care Cuvântul lui Dumnezeu ni-l adresează nouă. Veniți să ne închinăm și dacă v-ați pus în față, v-ați pus în spate, vă chem să veniți mai în față. Aceste locuri nu sunt condamnate în adunarea noastră să rămână goale. Aceste locuri nu sunt nici de cum
locuri care trebuie să creeze o distanță între noi și voi. Nici măcar n-ar trebui să vorbim în felul acesta de noi și voi, pentru că tot ceea ce facem aici vrem să fie de dragul lui Dumnezeu. De aceea vă invit, veniți. Dacă este un scaun liber între voi, ocupați-l. La dreapta, la stânga, întindeți o mână înspre celălalt și spuneți: am venit să ne închinăm împreună. Dați mâna unii cu ceilalți și spuneți: am venit să ne închinăm împreună. Ocupați orice loc liber care ar putea să fie între voi, pentru că am venit să ne închinăm împreună. Mulțumesc celor care au răspuns, dar zice teoria la predicator că foarte probabil că oamenii nu răspunde la prima chemare și trebuie să insiști și să mai faci odată o chemare. Mai sunt locuri goale aici, pe rândul al doilea, pe rândul al treilea, de aceea revin cu chemarea aceasta. Veniți să ne închinăm împreună înaintea lui Dumnezeu, veniți să participăm. Și primul lucru pe care trebuie să-l facem pentru a fi împreună este să scoatem distanța fizică dintre noi, să ocupăm locurile goale. Dacă în dimineața aceasta vrei ca Dumnezeu să-ți umple golul din inimă, poate primul lucru pe care trebuie să-l faci este să umpli un scaun care e neocupat, să elimini o distanță care este între tine și ceilalți. Dacă vrei ca mâna lui Dumnezeu să te atingă, aș vrea să te întinzi înspre ceilalți și să te atingi și tu și să-i binecuvintezi cu gura ta și cu rugăciunea ta. De aceea insist, a doua chemare, suntem la a doua chemare, mai sunt locuri libere pe rândul al doilea, pe rândul al treilea. Haideți să umplem golurile dintre noi, veniți să ne închinăm și să ne smerim. Și dacă trebuie să insist asupra acestui îndemn, o fac pentru că smerenia înseamnă uneori și să faci efortul de a ieși din zona ta de confort. Te-ai așezat bine, ești bine acolo unde ești, Dumnezeu te cheamă să te închini împreună cu frații tăi, de aceea smerește-te. Fă acest efort de dragul nostru a celor care suntem aici. Pentru noi cei care suntem aici în față este o mare diferență dacă cântăm cu două rânduri pline și aceste două rânduri sunt aici în față, sau dacă cântăm cu 10 rânduri pline dar sunt acolo în spate. Este o distanță așa de mare uneori de trecut și această distanță nu ar trebui să existe între noi. Domnul Iisus Hristos prin Apostolul Pavel a spus că El a venit să surpe zidul care este la mijloc, din doi să facă unul. Și nu știu dacă există un zid în inima ta în dimineața aceasta care te împiedică să te apropii de frații tăi, dar aș vrea să spun că esența Evangheliei este legată de această apropiere, de această venire împreună, în ciuda slăbiciunilor, limitărilor, piedicilor, obstacolelor pe care le avem. De aceea, haideți să spunem încă o dată acest verset. Timp în care mai dau șansă la treia chemare, ultima chemare. E poate ultima chemare. Cei care sunteți în spate, puteți să veniți mai în față, mai sunt locuri pe rândul al doilea, pe rândul al treilea. Toată lumea este deranjată în această dimineață și mi-am asumat riscul acesta de a vă deranja, dar o fac pentru a vă chema să ne închinăm împreună. Și mai spun un lucru, ultimele rânduri sunt rânduri care sunt foarte folositoare pentru cei care au copii mici. Sunt mame care vin, intră, trebuie să iasă și e foarte greu să vină de pe rândul al doilea, al treilea sau de aici, de la mijloc, să iasă și să deranjeze pe ceilalți. Și prin modul în care ne așezăm în sală, să știți că ne arătăm dragoste unii față de alții. Ne arătăm dragoste față de cei care sunt cu anumite impedimente în program. Totodată vă spun că ne arătăm dragostea și față de cei care întârzie. Ne arătăm dragostea față de ei dacă le lăsăm câteva rânduri libere în spate. De aceea, ultima chemare. Veniți să ne închinăm și să ne smerim. Veniți să ocupați aceste rânduri care încă sunt goale, aceste scaune care încă sunt goale. Vrem ca Dumnezeu să umple locul acesta cu prezența Lui. Și noi suntem cei care putem să facem minimul de efort. Da, pot să spun și pe nume, pot să fac chemarea și nominal, dar aș vrea să vină din inimă. De aceea vă invit, suntem la momentul acesta în care ocupăm locurile din față, în spate. Suntem la acest moment în care păstorul face a treia chemare, e poate ultima chemare, chemarea de a fi împreună. Și atunci când suntem împreună la masă într-o zi de duminică, gândiți-vă cât de ridicol ar fi să ne așezăm la masa de duminică cu scaune între noi, cu distanță între noi. Unul să mănânce în sufragerie, unul să mănânce în dormitor, unul să mănânce în hol. Veniți să fim împreună la închinare înaintea lui Dumnezeu în această dimineață. Veniți să umplem golurile. Și haideți, înainte de a ne înălța inimile în rugăciune, să mai spunem o dată acest verset.
Veniți să ne închinăm. Să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Și pentru că îndemnul este unul la un răspuns fizic, aș vrea să îngenunchem înaintea Domnului nostru și putem să o facem. Aș vrea să îngenunchem fizic și împreună să rostim rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Ne ridicăm și înălțăm glasurile noastre în închinare înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne unim glasurile, să lăudăm pe Dumnezeul nostru. Amin. Dumnezeu să fie binevenit în mijlocul nostru. Cuvântul Său ne învață că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent. Așa că Dumnezeu este binevenit în mijlocul nostru. Și ne bucurăm că suntem împreună. Această cântare ne îndeamnă să lăsăm inima noastră deschisă pentru cuvântul Său. Să lăsăm inima deschisă ca Duhul Său cel Sfânt să poată să lucreze. Și în această dimineață, haide să lăudăm împreună pe Dumnezeu nostru minunat. Laudă îți aduce printre noi te chemă, fii binevenit, fii binevenit. Fă din cer să coboare sufletul tău peste noi, fii binevenit. Fii binevenit. Cu inima deschisă în a Ta prezență stăm, Tu ești tot ce vrem. Sfânt ești Tu, o Doamne, numai Tu ești vrednic, vrem să ne înflăcăm. Faima Ta umple cerul, din ceresc vrem să fim, fii binevenit, fii binevenit. Din cuvânt cu putere să lucrezi, să ne deschidem inima. Cu inima deschisă în a Ta prezență stă, Tu ești tot ce vrem. Sfânt ești Tu, Doamne, numai Tu ești pe mine, să ne flăcăresc. Cu inima deschisă tot ce vrem. Sfânt ești Tu, o Doamne, numai Tu ești vrednic, vrem să-mi we
Pe pământ,
Minunile tale purtate din neam în neam. Și cred că fiecare dintre noi am văzut în viața noastră cel puțin o minune. Și ne rugăm Lui și ne vom ruga mai târziu pentru minuni. Cereți, cereți Lui și Dumnezeu va lucra. Așa ne învață cuvântul Său. Apocalipsa 4 cu versetul 11 ne spune: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Fiecare dintre noi am fost făcuți prin voia Lui. Toate lucrurile care ne înconjoară sunt prin voia Lui, pentru că El este vrednic. Și am fost creați să-i aducem Lui laudă. Am fost creați să ne închinăm înaintea Lui. Și atunci când e greu și atunci când e ușor. Haideți să ne închinăm înaintea Lui. Dumnezeul nostru este vrednic. El este vrednic de toată cinstea. El merită toată lauda noastră. Haideți să ne unim glasurile și să-i cântăm acestui Dumnezeu minunat. Cânta. Vrednic de laudă toată viața mea. Vrednic să îți închin toată inima. Ești Tu, Iisus. El este Iisus, Domnul nostru minunat. Iisus, în numele Cerului înălțat. Iisus e singurul care m-a salvat. Vrednic să îți închin toată inima. Ești Tu, Iisus. Ești Tu, Iisus. Sfânt ești, nimeni nu e ca Tine. Totul ți-aparține. Luminează Tu. Mai bine, dă-mi a Ta iubire pentru cei de lângă mine. Vrednic de orice când ți-aș putea cânta. Vrednic de laudă toată viața mea. Vrednic să îți închin toată inima. Ești Tu, Iisus. Iisus, în numele Celui înălțat. Iisus e singurul care m-a salvat. Vrednic să îți închin toată inima. Ești Tu, Iisus. Ești Tu, Iisus. Sfânt ești, nimeni nu-i ca Tine. Totul ți-aparține. Luminează Tu în mine. Vreau să Te cunosc mai bine.
neam veci de veci. Thank you.
spus când s-a rugat, m-ai salvat la vechea cruce, dragostea ta mi-ai arătat, sufletul strigă, aleluia, slavă ce. Ne așezăm, continuăm închinarea noastră cu rugăciune de mijlocire. Noi suntem trupul Domnului Iisus Hristos și suntem adunați aici în numele Lui și noi, în numele Lui, vrem să mijlocim pentru cei care sunt în suferință, pentru cei care sunt încercați, pentru cei care în mod special în aceste zile trec prin întristare și am vrea să-i aducem înaintea Lui Dumnezeu și în momentul următor, așa cum am spus de dimineață,
Fiți pregătiți să înălțați rugăciunile voastre înaintea lui Dumnezeu. Vă invit să veniți la microfon și dacă Domnul vă stârnește și Duhul Domnului vă stârnește să mijlociți pentru oameni care sunt pe lista noastră, oameni pe care îi cunoaște sau alte motive, vă invit în momentele următoare să venim înaintea lui Dumnezeu, să cerem lui ajutor, în special ne rugăm pentru Ambra, ca Dumnezeu să o întărească, să aducă sănătate în trupul ei, pentru Bogdi și Gloria, să le dea înțelepciune și răbdare în situația aceasta. Ne plecăm înaintea lui Dumnezeu și ne înălțăm sufletele. Haideți să mijlocim cu voce tare, veniți la microfon și haideți să aducem înaintea lui Dumnezeu oameni care știm că au nevoie de mijlocire. Doamne, Tatăl nostru din ceruri, stăm înaintea Ta, salvați de sângele Domnului nostru Iisus Hristos, ne plecăm înaintea crucii Domnului și îți mulțim, Doamne, că îți mulțim că ne-ai salvat de sub influența și puterea celui rău. Și, Doamne, venim înaintea Ta să strigăm pentru cei care suferă și, Doamne, Te rugăm să Te atingi de trupul Ambrei. Amin. Doamne, Te rugăm să dai înțelepciune medicilor. Amin. Să dai liniște și pace și răbdare familiei. Amin. Și, Doamne, dă-ne și nouă perseverență în rugăciune, în a mijloci pentru cei care suferă. Și mai Te rog, Doamne, și pentru cei care suferă în Ucraina. E atâta suferință, Doamne. Îndură-Te Tu, Doamne. Amin. Vorbește Tu, Doamne, și oprește răul. Te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Tată drag, ne închinăm înaintea Ta și recunoaștem că la Tine este toată puterea în cer și pe pământ. Iartă-ne, Te rugăm, că de multe ori ne îngrijorăm și uităm ce Dumnezeu mare avem. Doamne, îndrăznim să venim la Tine în dimineața aceasta cu suferințele pe care le avem, cu suferințele ce sunt în poporul Tău. Doamne, cerem îndurare de la Tine și cerem vindecare. Doamne, atinge-Te, Te rugăm, de trupul Ambrei. Te rugăm să faci Tu să răspundă tratamentului ce l-a primit și numele Tău să fie făcut de slavă, Doamne, și în această încercare. Doamne, aș vrea să Te rog și pentru copiii noștri, cei care sunt departe, Doamne, Te rog să-i binecuvintezi Tu. Doamne, ține-i aproape de Tine, Amin. Doamne. Ajută-i să înțeleagă că este singurul mod în care putem să ne trăim viața în supunere față de Tine, astfel încât odată să ne întâlnim cu Tine sus în cer. Fi slăvit pentru toate. Amin. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru drag, mulțumim că ești al nostru și mulțumim că în clipe grele Tu ne ești îndeajuns, Doamne, să satisfaci nevoile sufletului nostru, bucuria Ta să ne însoțească. Doamne, Te rog acum pentru familia lui Gloria și a lui Bogdan, care nu au bucurie în situația în care sunt, Te rugăm, Doamne, ca Tu să vii cu pacea Ta, prin Duhul Tău Sfânt să însoțești. Doamne, Tu, Părintele Suprem, Tu cunoști durerea părinților și cunoști suferința acestei fetițe micuțe, Ambra. Doamne, Te rog să dai înțelepciune doctorilor. Amin. Doamne, Tu ai mai făcut asta. Tu ești Cel care face minuni printre noi, prin oameni. Te rog, Doamne, și pentru Ambra, să vii cu soluția vindecătoare. Doamne, Îți mulțumesc și pentru că Tu vei însoți și alte surori și persoane bolnave. Mă gândesc acum la bunica copiilor de la Casa Hari, Lucica și Indrilar. Te rog, Doamne, să însoțești în suferințele ei, în bătrânețea ei. Apoi mă rog pentru Lidia Iuga, Doamne, un cancer care din nou a revenit, dar Tu i-ai dat putere și înainte și a biruit. Te rog să faci minunea aceasta din nou în viața ei. Mă rog și pentru Diana, Doamne, să dai o liberare de plină, de orice dependență și știu că prezența Ta poate să aducă pace în sufletul ei răvășit. Doamne, Te rog să Te înduri de ea. Amin. Doamne,
Doamne, sunt atâția pe listele noastre. Cerem pacea și binecuvântarea Ta peste ei. Ne rugăm pentru doctor. Se pare că suntem un popor bolnav, Doamne. Peste tot unde privești, numai asta vezi. Oameni bolnavi, oameni în suferință, farmacii. Doamne, ai milă de noi. Binecuvintează poporul Tău cu pacea Ta, cu binecuvântarea Ta, cu sănătate și cu bucurie. Doamne, ne gândim și la cei din război, într-adevăr. Doamne, cât de greu trebuie să fie acolo. Măcar aici ne putem trata și putem vorbi. Suntem în pace, în familiile noastre. Doamne, ai milă de poporul din Ucraina. Amin. Și cred că cu ocazia aceasta le schimb inima multora, Doamne, și apropii de Tine. Doamne, ne închinăm înaintea Ta, Dumnezeul nostru mare și bun. Și la Tine venim cu cererile noastre, cu mulțumirile noastre, pentru că de atâtea ori ai intervenit în viețile noastre. Binecuvântăm numele Tău. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumim că putem să venim înaintea Ta, Doamne. Doamne, Tu care ești real, nu ești un idol. Nu ești făcut de mâini omenești. Nu ești un idol din piatră, nu ești în închipuirea noastră. Doamne, Tu ești real și îți mulțumim. Și de aceea Te rugăm, Doamne, și pentru... Și avem îndrăzneala să venim înaintea Ta, Doamne, Te rugăm și pentru mama lui Laurențiu și a Cristinei, Doamne, care a fost operată, Doamne, prietenii noștri din tabăra de tineret, Te rugăm să o binecuvintezi pe mama lor, Doamne, cu sănătate, să-i umpli trupul de sănătate, Doamne, și ne rugăm, Doamne, pentru o vindecare completă, Doamne. Te rugăm, Doamne, să Te atingi de ea, Doamne, Te rog să Te atingi și de Ambra. Te rog, Doamne, să mâna Ta cea bună să fie peste ea și peste doctori. Mă rog, Doamne, pentru pace în inima părinților. Mă rog, Doamne, pentru pace în inima lui Ambra. Te rog, Doamne, să fii cu ei, Doamne. Te rugăm în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin. Amin. Doamne, Tu care ești Dumnezeul minunilor, venim înaintea Ta, Doamne, și Te rugăm să faci minuni. Doamne, ce altă minune putem să cerem mai mare decât să iei inimile noastre păcătoase și egoiste și să le faci întru totul să Te iubească pe Tine și numai pe Tine. Te rugăm, Doamne, să ne îndrepți inimile noastre, să-Ți aparțină Ție întru totul. Să ne ajut, Doamne, să realizăm acest adevăr că doar de Tine avem nevoie, Doamne. Doar în Tine suntem împliniți. Ajută-ne, Doamne, ca să fie acest adevăr întepărit în viețile noastre de zi cu zi. Te rugăm, Doamne, să pui în noi o dragoste care să clocotească pentru Tine. Să ne înflăcărezi, Doamne, pentru a face voia Ta, Doamne, pentru a lărgi împărăția Ta. Să pui în noi o inimă care să Te iubească, Doamne, așa fel încât să începem fiecare zi cu Tine și să o sfârșim tot cu Tine. Să Te iubim, Doamne, așa de mult ca să încât să Te așteptăm, Doamne, așa cum Tu spui în cuvânt, să așteptăm și să grăbim venirea Ta. Te rugăm, Doamne, ajută-ne la aceasta și Te rugăm să ne dai, Doamne, aceste inimi de carne, sensibile, care să Te iubească pe Tine, mai mult decât orice, Doamne. Te rugăm, Doamne, ca să fii mai important decât orice alt lucru din viețile noastre. Să fii, Doamne, mai real, Doamne, în viețile noastre decât orice problemă, orice circumstanță, orice lucru. În același timp, Doamne, Tu cunoști situațiile și problemele cu care se confruntă trupul Tău, biserica. Doamne, Tu, deși ești înălțat în ceruri, știm, Doamne, că Tu nu ești departe, ci ești chiar aproape de cei care sunt bolnavi, Doamne, în biserica Ta. Știm că ești chiar acolo, lângă abra, Doamne, și o ții de mână. Știm, Doamne, că în dragostea și în suferanitatea Ta, Doamne, Tu lucrezi după planul Tău. Te rugăm, Doamne, în continuare să Te atingi de bolnavii bisericii, Doamne, să lucrezi în inimile lor, Doamne, să lucrezi în sufletul lor, Doamne, să le dai credință în continuare în Tine și nădejde în planurile Tale. Nădăjduim în Tine. Amin. Amin. Și eu recunosc minunile din viața mea și faptul că
astăzi sunt aici, e o minune, Doamne, și îți mulțumesc că Tu m-ai trezit și astăzi și Tu mi-ai dat sănătate și Tu ne dai fiecare dintre noi și ne-ai dat o nouă zi. Doamne, nu pot să stau să nu spun că am trăit și în săptămâna trecută cu adevărat minuni și pentru mine cu adevărat ai trimis oameni care am considerat îngeri și îți mulțumesc. Doamne, ești minunat, ești extraordinar și vreau ca fiecare dintre noi să Te cunoaștem, să Te cunoaștem într-un mod personal. Doamne, fă-Te de cunoscut, cercetează-ne inimile, deschide-ne inimile, Doamne. Vreau să ne deschidem inimile înaintea Ta ca să poți să lucrezi, să transformi. Nu-s vrednic să-mi deschid gura, ci sângele Domnului Iisus Hristos îmi dă puterea să vin aici, să Te mărturisesc pe Tine ca Domn și Dumnezeu adevărat. Și vreau ca prezența Ta, prin Duhul Tău cel Sfânt, să cerceteze fiecare inimă a mea și a fiecăruia dintre noi, să o transforme, să o schimbe. Doamne, dă-ne încredere de plină în Tine. Doamne, ajută-ne să înțelegem că fără Tine nu-i împlinire, nu-i fericire, nu-i mulțumire. Vom căuta și vom alerga la infinit. Doar acceptându-Te, doar deschizându-ne inima Ție, vom găsi cu adevărat sensul vieții, bucuria de a trăi. Doamne, îți mulțumesc că putem mijloci și pentru cei care nu Te cunosc pe Tine în mod personal și iubești și pe ei. Mijlocesc în momentele astea, Doamne, și Te rog frumos pentru Corina, cumnata lui Eugen, Vasica, mâine va fi operată de cancer. Nu știm ce va fi. Știu că e deznădăjduită, știu că nu-i ușor. Doamne, dă-i Tu încredere în Tine. Cercetează-i inima, cercetează-i familia, apropie-i de Tine. Doamne, încredințăm în mâna Ta și cerem vindecare de la Tine, pentru că, Doamne, cred în mod personal și îmi știi inima și mă cunoști, cred că poți să dai vindecare oricărui fel de boală. Atinge-Te de ea, atinge-Te de Ambra, atinge-Te de cei care suferim și sufletește și vindecă-ne sufletele, vindecă-ne trupurile. Doamne, pune noi bucuria mântuirii Tale, pune noi legătura asta frățească. Vreau să ne apropiem, îs vremurile în care trebuie să ne iubim unii pe alții, în care Duhul Tău cel Sfânt trebuie să lucreze în noi. Doamne, lucrează și astăzi, vorbește-ne din cuvântul Tău, umple-L de putere. Doamne, de Duhul Tău cel Sfânt, pe Cel ce ne va predica, ce ne va transmite cuvântul Tău, schimbă-ne Tu, transformă-ne Tu. Și ajută-ne să fim o lumină, o lumină aici între vecini, o lumină în orașul ăsta mic al nostru. Doamne, vreau ca tot Aradul să Te primească pe Tine ca Domn și Mântuitor. Fă-mi o lumină și un evanghelist aici și pe fiecare dintre noi, Te rog, transformă-ne. Vreau să ardem pentru Tine. Te iubim și îți mulțumesc că ne-ai iubit. Dă-ne putere, dă-ne curaj, Doamne, să Te mărturisim. Te iubesc, Domnul meu, și îți mulțumesc că iubești metanoia. Transformă-ne Tu, schimbă-ne Tu. Începe cu mine lucrul ăsta. În numele Domnului Iisus Hristos, Te rog, și prin puterea Duhului Sfânt, lucrează în mine și în noi. Sfințire. Amin. Amin. Fie ca Dumnezeu să primească rugăciunile noastre și toată biserica a spus. Amin. Amin. Viața bisericii se desfășoară și dincolo de întâlnirea de duminică și prima activitate în care suntem chemați să fim parte este marți, este forumul Dialogos și pentru mai multe detalii îl rog pe fratele Radu Lala să vină la microfon. E vine mai greu că împlini și el o vârstă săptămâna asta și deja au trecut în alte categorii. Te rog frumos să iei microfonul și să ne spui ce ne așteaptă marți la forum. Nu mai greu, mai cu timp. Dai, te rog, și... Okay. Bună dimineața! Iahve, sau tetragrama, cuvânt ebraic format din 4 litere și care derivă de la verbul a fi sau a exista, este numele universal acceptat al lui Dumnezeu și care îl găsim de foarte multe ori în Biblie. Un nume de o sfințenie și o încărcătură atât de puternică încât evrei refuză să-i pronunțe acest nume.
Totuși, în Biblie se mai găsesc cel puțin 30 de nume ale lui Dumnezeu. Dar toate menite să îl portretizeze în anumite ipostaze sau să-i arate din caracterul lui. Dar din această listă lungă de nume, nu știu dacă știți, cele mai multe îl portretizează pe Dumnezeu în ipostaze de războinic. Ca de exemplu, El Shaddai, Atotputernicul, Jehova Savaot, Domnul Oștirilor, Jehova Nisi, Domnul Steagul nostru care întrucpează victoria, Domnul Scutul nostru, fortăreața noastră, Domnul Cel care lovește. Mai mult decât atâta, sunt multe versete care îl descrie pe Dumnezeu ca un luptător viteaz. Domnul este un războinic viteaz, numele Lui este Domnul. Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Un alt lucru interesant, nu știu dacă știți, în Biblie găsim cel puțin 41 de bătălii care sunt descrise. Majoritatea sunt bătăliile evreilor, dintre care doar 5 sunt campaniile militare din Iosua, cartea pe care noi o studiem acum, sunt campaniile de cucerire, de invazia evreilor a țării promise. Și dintre care cu cele cu răsunet puternic, cucerirea Ierihonului, cucerirea cetății Ai, dar și în Noul Testament avem bătălii. Și chiar Noul Testament se încheie, Biblia se încheie cu lupta din Valea Armagedonului, lupta cea finală între guvernele umane condise de cel rău și Domnul Oștirilor. Nu știu dacă cunoașteți această poză sau dacă din cei prezenți în sală, cei mai în vârstă care au făcut armata, au avut așa ceva, este vorba aici în poză despre livretul militar al tatălui meu și de asemenea un carnețel. Un carnețel în care își nota ordinele de luptă și tacticile de luptă. Da, și în Biblie, pe lângă cronicile luptelor care s-au dat, sunt descrise în lux de amănunte tactici de luptă, tactici de luptă specifice. Și de asemenea, readuc în discuție cartea Iosua, două strategii foarte importante de luptă, ultima pe care am studiat-o acum, împrejmuirea cetății Ierihonului, timp de 6 zile, strigătele de luptă și sunarea din trâmbițe, sau fentarea soldaților din Ai care se urmărească pe evrei, în timp ce o altă parte din armată se intre în cetatea nepăzită. Dar pe lângă lupte, tactici de lupte, da, în Biblie apar și atrocitățile războiului, victimele războiului. Femei, copii, trași și prin ascuțișul săbii sau femei violate. Toate astea apar. Dar poate îmi veți spune, stați un pic, în Vechiul Testament, asta e Vechiul Testament, aici e istoria, aici Harul lui Dumnezeu încă nu a fost descoperit, în perioada de lungă răbdare. Totuși, Noul Testament, Domnul Iisus se remarcă printr-o declarație, am putea spune, de tip războinic. Nu am venit să aduc pacea în lume, ci sabia. Da. Mai mult decât atât, Pavel, în Efeseni, ne spune că suntem angrenați în luptă, ne îndeamnă la luptă și faptul că această luptă trebuie să o ducem cu mai mulți oponenți, oștiri, stăpâniri, domnitori ai acestui viac sau duhurile din locurile cerești și trebuie să ne înarmăm cu armele specifice, platoșa neprihănirii, scutul credinței, coiful mântuirii, sabia Duhului. Am putea chiar trage concluzia că Biblia e ca un fel de jurnal de război. Totuși, ce facem în fața unui război, atât fizic cât și spiritual? Și suntem în fața unei aici, la granițele noastre, și mai devreme sau mai târziu o să intrăm și noi în război.
Avem mai multe variante. O variantă ar fi, da, să punem mâna pe armă și să ne luptăm. Să ne luptăm în mod eroic, patriotic, să urmăm cuvintele încurajatoare a unor mari lideri politici, să luptăm pe câmpii, să luptăm pe ape, să luptăm în aer cu o confidență crescândă, să nu renunțăm niciodată, da? Cuvintele lui Winston Churchill. Sau putem urma varianta românească, să otrăviți fântânile și ardeți casele, căci dușmanul însetat și înfometat va fi ușor de învins, cuvintele lui Ștefan cel Mare. Sau avem varianta chiar și să ne predăm. Dar mai există două variante, cel puțin, care eu le-am găsit, variante vii a unor oameni credincioși al lui Dumnezeu. Unul din ei, nu știu dacă îl cunoașteți, se numește Desmond Doss. Acesta este un soldat, un caporal din armata, din infanteria Statelor Unite ale Americii, care a luptat în cel de-al doilea război mondial. Și un om iubitor de Dumnezeu, credincios lui Dumnezeu și cu frică de Dumnezeu, care s-a remarcat pe câmpul de luptă neluptând, practic. El a refuzat să poartă arma. El nu a tras în plin foc, nu a tras niciun glonț către inamic și mai mult decât atât, nu a omorât niciun om. Pentru că pentru el, când a intrat în această luptă, cea de-a șasea lege, să nu ucizi, a luat-o ad literam, a luat-o ca și sfântă și care trebuie să o respecte. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, el a reușit într-o singură zi, neluând viață, ci dând viață, a reușit să salveze 75 de oameni într-o singură zi. 75 de soldați grav răniți, uitați, părăsiți pe frontul de luptă, care nu li s-a dat nicio șansă. El i-a salvat, i-a dus la locul de adăpost. Și mai mult decât atât, după terminarea celui de-al doilea război, este primul om care refuză un ordin militar și ca mai apoi să fie ironic medaliat cu medalia de onoare, care se dau soldaților curajos, care omoară mai mulți inamici. Un altul, poate știți pe lui Zamperini, un alt veteran de război, care la începutul carierei a fost un atlet și a participat inclusiv la Jocurile Olimpice din Germania nazistă, care a participat și el în cel de-al doilea război mondial, 30 de zile a supraviețuit pe o plută în mijlocul oceanului, apoi a mai supraviețuit lagului de concentrare din Japonia, unde a fost torturat de către japonezi. Și după ce s-a terminat războiul, s-a întors acasă și și-a predat viața lui Dumnezeu. Dar încă avea inima încărcată și s-a hotărât să se întoarcă înapoi în Japonia. Și ghici ce a făcut? A iertat. S-a dus să caute pe toți gardienii care l-au torturat și s-a dus și să ierte pentru ceea ce au făcut. Și mai mult decât atât, le-a și prezentat Evanghelia și unii s-au întors la Dumnezeu. Deci două exemple, două modele de exemple, în felul cum acești oameni au ales să lupte. Unul nu a ucis și a dat viață, altul și-a iertat dușmanul. Deci cum ne raportăm noi în situația unui război în zilele noastre? Vă invit în această marți la o nouă seară Dialogos, marți, la ora 18, în sediul acestei clădiri, pe tema războiul din Ucraina, implicații pentru comunitatea creștină și în care va fi invitat pastorul și politicianul din Republica Moldova, Valeriu Ghilețchi. Vă așteptăm pe toți și să vă chemați inclusiv prieteni rude care sunt interesați de această temă și cum să fie un exemplu în aceste perioade de război. Mulțumesc! Tot din viața bisericii, următorul afiș are de-a face cu o acțiune pe care învățătorii de copii și copiii de la grupele noastre o pregătesc. Acesta este afișul Metanoia Food Festival în 26 noiembrie. Mai multe detalii de la copii și de la învățători, modul în care ne putem implica, este o acțiune care are ca și scop adunarea copiilor pentru o activitate împreună,
care mai apoi să fie o activitate deschisă și pentru prieteni, pentru cunoscuți, pentru alții și, bineînțeles, se va mânca bine, se vor face și anumite vânzări, iar fondurile în cele din urmă, banii adunați, vor fi folosiți pentru biserica din Bistreț. Săptămâna trecută am auzit în prezentarea Corneliei despre nevoia de a reface, de a repara clădirea bisericii din Bistreț. Tot legat de Oltenia, un alt proiect, dăruiește o cutie care să aducă o bucurie. Astăzi copiii vor fi provocați la grupe de către învățători să pregătească o cutie, așa cum am făcut și în anii trecuți. Nu doar copiii, ci și adulții pot să participe în felul acesta, dăruind bucurie copiilor în preajma sărbătorii nașterii Domnului. Încă un singur lucru vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, înainte de a merge mai departe în închinare. În această dimineață am fost rugați de către Fundația EduFort să prezentăm un clip în care să punem înaintea bisericii care e stadiul lucrărilor de la viitoarea construcție, sediu al Liceului Baptist. Așa cum știți, este un proiect în care ne-am implicat și vrem să continuăm să ne implicăm, pentru că este un proiect legat de educație, de promovarea educației în orașul nostru, dar mai adaug un motiv. Este singurul proiect, din păcate, al comunității baptiste în 32 de ani, la care sunt adunate toate bisericile. Și acest semnal de unitate este important pentru orașul nostru. Pentru că atunci când oamenii din orașul nostru se vor uita la această clădire și în cele din urmă va fi finalizată, vor vorbi despre baptiști care au făcut acest proiect. Proiectul în sine este mai mare decât oricare biserică. Este un proiect pe care Dumnezeu îl vrea, asta este evident. Nimeni nu va putea spune la sfârșit că puterea mea sau înțelepciunea mea a ridicat clădirea aceasta. Dumnezeu este Cel care vrea acest proiect, ne este clar din modul în care s-au mișcat lucrurile până la acest moment, dar este un proiect în care, da, noi suntem chemați să fim parte și întotdeauna când noi ne facem ceea ce este omenește posibil, Dumnezeu va face ceea ce este imposibil. Și la momentul acesta, pentru puterile noastre, ale întregii comunități, proiectul ăsta este imposibil. Dar nădăjduim în ajutorul lui Dumnezeu în continuare. Haideți să urmărim clipul acesta. Atunci când Dumnezeu vrea să se întâmple ceva, mai întâi alege un om căruia îi dă un vis. Puțin știu că visul unei școli creștine în județul Arad a fost dat de Dumnezeu unui om în urmă cu peste 70 de ani. Pastorul Alexa Popovici, imediat după al doilea război mondial, împreună cu credincioșii din Biserica Baptistă Speranța și împreună cu comunitatea baptistă de Arad, au cumpărat o clădire exact în inima orașului Arad. Au renovat-o și dorința lor a fost ca acolo să existe un loc de închinare, sediul comunității baptiste și o școală creștină. Comunismul a făcut ca visul pastorului Alexa Popovici să nu devină atunci realitate. Din cauza sistemului comunist, clădirea a fost confiscată și demolată de acest regim dur. Visurile trimise de Dumnezeu nu mor. Imediat după Revoluția din 1989, un alt om este folosit de Dumnezeu pentru a face ca visul, care părea că murise, să fie readus la viață. Fratele ungureanu Ioan era pasionat de istorie și răsfoind anumite documente a aflat despre visul pastorului Alexa Popovici. În momentul în care a căzut comunismul, Dumnezeu a pus o pasiune în inima fratelui ungureanu pentru a continua visul acesta. Așa se face că în 1990, Ioan Ungureanu reușește să motiveze un grup de oameni pentru a se implica, fie în vederea obținerii aprobărilor, fie să ocupe funcții didactice sau administrative în noul liceu, fie să-și dea copiii la această nouă școală. În toamna anului 1990, visul a început să devină realitate. Vreme de 30 de ani, Dumnezeu a făcut minuni în școala aceasta. A schimbat viața a sute de copii. A schimbat viața tinerilor și a adulților. Ne-a ajutat să avem o bază materială, să obținem performanțe academice, devenind unul din primele licee din județul Arad,
Nu în ultimul rând, Domnul ne-a ajutat să fim liceul cu cea mai mare creștere a numărului de elevi din județ. Așa se face că de la un început modest, cu 22 de elevi, astăzi școala noastră are peste 1000 de elevi. Și visul merge mai departe, cu alți oameni, cu același Dumnezeu. Ne aflăm în amplasamentul noului sediu al Liceului Baptist din Arad, o construcție pe 8248 de metri pătrați, 48 de săli, multiple laboratoare, sală festivă, spațiu recreativ. Vă întrebați, oare nu cumva e prea mare? Nu-i cumva prea greu, mai ales într-o astfel de vreme? Nu, pentru că avem un Dumnezeu mare, a cărui viziune întotdeauna întrece capacitățile noastre, de cele mai multe ori chiar și credința noastră, dar niciodată posibilitățile Lui. El spunea lui Isaia altădată, lărgește locul cortului tău. În plus, dacă ne uităm la creșterea numerică a numărului de elevi care vin înspre liceul nostru, suntem absolut legitimați să ne dorim o construcție atât de mare. Să vă dau un simplu exemplu. În clasa 0 am fost nevoiți să acceptăm 5 clase distincte din pricina cerinței deosebit de mari, lucru care vorbește de la sine despre interesul pentru școala noastră. În plus, ne dorim un învățământ în care să nu mai fim dispersați în 4 locații diferite, de aceea am dorit ca să construim nu doar o școală, ci o familie, o legătură între cadrele didactice și profesori, astfel încât toți cei care participă aici să simtă că aparțin aceluiași loc. Dacă ne referim la părinți, e mult mai ușor, în loc să meargă într-o locație sau în alta, să vină într-un singur loc. De-a lungul acestei perioade de când am început să construim, am văzut mâna lui Dumnezeu. Pe ea ne-am bizuit și continuăm să ne bizuim în continuare. În plus, ne bazăm pe părinții a căror copii învață acum în școala noastră. Ne bazăm de asemenea pe absolvenții care au cunoscut beneficiul de a fi în această școală și nu în ultimul rând, ne bazăm pe bisericile din Arad care cred în proiectul acesta. Dacă doriți să fiți alături de noi în acest demers, vizitați pagina edufort.ro. Veți afla aici situația la zi a șantierului, precum și modalitățile concrete în care puteți să vă implicați. Un om de afaceri din Arad a fost întrebat de unul din prietenii lui de ce investește așa de mulți bani în proiectul Liceului Baptist. Răspunsul lui a fost următorul. Dacă îmi oferi un alt proiect cu potențial mai mare, o să investesc în proiectul tău. Până atunci însă cred în proiectul acesta, pentru că oferă posibilitatea de a pune în mintea copiilor valori creștine, în mintea a 1000 de copii în fiecare zi pentru următorii 50 de ani. Ce răspuns extraordinar! Iubiți frați și surori, vă invităm să fiți alături de noi în proiectul acesta și să investiți și voi în a pune valori creștine în mintea a peste 1000 de copii pentru următorii 50 de ani. Continui să susțin cu tărie construirea noii clădiri a Liceului Teologic Baptist Alexa Popovici Arad, deoarece educația creștină este imperativă într-un context al deșertificării spirituale. Susțin proiectul EduFort. Mă numesc Redi Ioan și cu multă bucurie, după 24 de ani de slujire ca director la acest liceu, susțin din toată inima proiectul de construcție a noii clădiri. Sunt Rea Brodan și susțin proiectul EduFort. Da, susțin proiectul Comunității Creștine Baptiste de Arad. Sunt Odniel Bunaciu și susțin proiectul EduFort. Pe termen scurt, pare o investiție în ziduri. Pe termen lung este o investiție în oameni, în educație. Te invit să vii alături de noi și să investești în educația tinerilor care mâine vor conduce societatea și vor binecuvânta Biserica lui Hristos.
Este o investiție care are ca scop educația, formarea de caractere. Clădirea nu este un scop în sine, este doar un mijloc prin care vrem ca să ajutăm la formarea tinerilor pentru societatea noastră, tineri care să fie crescuți într-un mediu sănătos, într-o atmosferă cu valori creștine. Știu, nicio școală, oricât de bună ar fi, nu este un colț de rai, nu este cerul pe pământ. Fiecare loc în care copiii lui Dumnezeu se luptă să facă ceva de dragul lui Dumnezeu este un loc care are și atacuri și piedici și obstacole de tot felul. Dar haideți să ne unim împreună, să susținem acest proiect mai departe. Am pornit anul acesta cu acest angajament de a da 10% din bugetul nostru. Asta implică dărnicia noastră a fiecăruia, 10% în plus față de ceea ce în mod obișnuit putem da, și este o provocare pentru fiecare dintre noi și Dumnezeu să lucreze în dreptul nostru al fiecăruia. În continuare, haideți să ne pregătim inimile pentru Cuvântul lui Dumnezeu, care în această dimineață va fi adus de fratele păstor Lucian Bălănescu. Cu această ocazie spunem încă o dată bine ai venit. Lucian, mulțumim pentru efortul pe care l-ai făcut de a veni să fii împreună cu noi, să slujești. Știm că programul tău este foarte încărcat, ești chemat în multe locuri. Mulțumim că ai pus pe harta inimii tale Aradul și Metanoia. Dumnezeu să te binecuvinteze, să-ți binecuvinteze fetele, să binecuvinteze lucrarea ta în continuare. Aș vrea să ne ridicăm, să ne pregătim inimile prin cântare și haideți să lăudăm bunătatea Dumnezeului nostru. Suntem aici datorită bunătății Lui și întâlnirea aceasta nu este un scop în sine, ci este doar un mijloc prin care vrem să declarăm bunătatea Lui Dumnezeu față de noi, să declarăm lucrările Lui în viața noastră. Întâlnirea aceasta este un mijloc prin care vrem ca Dumnezeu să lucreze în inima noastră și în această dimineață Dumnezeu este liber să lucreze în acest loc, fie să ne confrunte, fie să zdrobească inimile care trebuie zdrobite, fie să aducă mângâiere acolo unde trebuie să aducă mângâiere, îndreptare sau mustrare, și fie ca Dumnezeu să lucreze liber în inima noastră fiecăruia după cum știe că avem nevoie. Amin. Yeah.
Haideți să ne așezăm. Lucian, regula nescrisă pe care ți-am spus-o, ai minute cât ți este vârsta. Văd că ai mai albit de ultima dată când ai fost la noi. Domnul să te binecuvinteze, să-ți dea un cuvânt potrivit pentru noi. Mulțumesc. Și toată biserica a spus: Amin. O biserică matură nu se uită la ceas. Doar să știi. Deci, din păcate, nu am decât 43 de minute. Și uitându-mă la ceas, o să trebuiască totuși să... Și un predicator înțelept e sensibil. O să citesc din Iosua, capitolul 7, plecând de la premisa că deja biserica a trecut prin acest capitol. O să citesc, sau nu o să citesc, decât trei versete, versetele 19, 20, 21, dintr-un capitol de 26 de versete. Și ceea ce o să fac în dimineața asta este să extrag câteva învățăminte. Nu o să fie o predică clasică, poate cum sunteți obișnuiți, expozitivă, ci mai degrabă o să încerc să extrag câteva învățăminte despre păcat și pocăință. Versetul 19 până la 21. Iosua a zis lui Acan: Fiule, dă slavă Domnului, Dumnezeului lui Israel. Mărturisește și spune-mi ce ai făcut. Nu mi-ascunde nimic. Acan a răspuns lui Iosua și a zis: Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului lui Israel. Și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o mantă frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu, și argintul este pus sub ele. Amin. Trebuie să vă mărturisesc că este o mare bucurie să fiu în Biserica Metanoia, în comunitatea locală Metanoia, să fi fost și cu tinerii vineri și cu dumneavoastră aici. Și eu i-am spus și lui Dani că Biserica Metanoia e pe inima mea pentru că seamănă foarte mult cu Biserica Buna Vestire. Și atunci mă apropii tot timpul cu etosul bisericii e asemănător. Mă apropii cu bucurie de fiecare dată. Când îmi faceți onoarea să mă chemați, să știți, vin cu bucurie. Vă transmit salutările bisericii noastre și vreau să știți că în perioada asta noi studiem Apocalipsa. Și una dintre temele cărții Apocalipsa, dincolo de victorie, dincolo de suveranitatea lui Dumnezeu, una dintre teme este judecata lui Dumnezeu. Seriozitatea cu care Dumnezeu tratează păcatul. Este, când citești cartea Apocalipsa, nu ai cum să nu remarci faptul că păcatul va fi judecat. Că Dumnezeu va aduce judecată peste păcat. Din acest motiv, să știți, Evanghelia strălucește mai tare în momentul în care înțelegem că Hristos a venit să ne salveze. Crucea vorbește și de faptul că Hristos a venit să ne salveze de judecata lui Dumnezeu. Crucea ne arată acest adevăr. Așa că atunci când am fost chemat să predic din Iosua capitolul 7, nu am putut să nu fac legătura cu această temă a Apocalipsei. Dumnezeu tratează
păcatul cu seriozitate și în Iosua capitolul 7. Păcatul este o ofensă adusă naturii lui Dumnezeu. Dumnezeu este într-o incompatibilitate totală cu păcatul. În Iosua 7, prin păcatul lui Acan, din nou ne este ilustrată atât de mult, sau ne este ilustrată atât de mult această imagine că Dumnezeu nu poate să fenteze, pentru că Dumnezeu este dragoste, trece cu vederea, da? În Roman 3:26 știm că trece cu vederea, dar la cruce rezolvă această problemă. Unii vin și spun, nu putem să... Este atât de greu să credem că Dumnezeu până la urmă nu se uită cu dragoste și față de toți cei care au murit și în final îi va mântui pe toți. Și Apocalipsa și Iosua 7 ne arată că există o judecată. Păcatul nu este niciodată ignorat de Dumnezeu. Asta este rațiunea pentru care Dumnezeu, în dragostea Lui, îl trimite pe Hristos să rezolve problema păcatului. Și vă rog frumos să observați în Iosua capitolul 7 cum începe capitolul și cum se sfârșește. În versetul 1, și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. De ce? Din cauza păcatului. Versetul 26, și Domnul s-a întors din iuțimea mâniei lui. De ce? Pentru că păcatul a fost judecat. Și nu putem să citim, am citit de câteva ori și am recitit Iosua 7 și iarăși fiind în Apocalipsa, nu pot să nu îmi pun această întrebare. De ce aduce Dumnezeu judecată peste păcat? De ce este atât de serios cu păcatul? Și să știți că cea mai mare problemă pe care noi credincioșii o avem, chiar în relația noastră cu Dumnezeu, este că nu reușim să înțelegem încă gravitatea păcatului. Cea mai mare problemă pe care noi avem atunci când ieșim în lume și vrem să facem evangelizarea este că parcă nu reușim să vorbim suficient despre păcat. Tocmai din acest motiv, judecata din acest capitol dă la o parte imaginea că Dumnezeu într-un final nu va aduce judecată. Da, Dumnezeu va aduce judecată peste păcat. Unii vor spune, citind Iosua capitolul 7, vor spune, ne este atât de greu să ne uităm în acest capitol, parcă nu îl putem reconcilia pe Dumnezeul dragostei cu imaginea că toată familia va fi judecată. Că vor fi omorâți. Nu putem reconcilia. Ce fel de Dumnezeu este asta? Și unii spun, asta e Dumnezeu Vechiului Testament. Dar în Noul Testament lucrurile stau altfel. O, în Noul Testament avem un Dumnezeu al iubirii. Și trebuie să le readucem aminte de povestea, de istoria lui Anania și Safira. În care se întâmplă ceva similar, pentru că l-au mințit pe Duhul Sfânt. Judecata a căzut atunci peste ei. Păcatul dezonorează pe Dumnezeu. Refrenul, și mi-a plăcut că ați cântat de câteva ori, refrenul Scripturii, refrenul Apocalipsei, auzim din nou și în Isaia, este Dumnezeu e sfânt, sfânt, sfânt. Dumnezeu este separat de orice este întinat. Orice păcat, orice ofensă va fi judecată de Dumnezeu. Pentru că asta este El. De aia ființele care stau în prezența Lui, care sunt pline de ochi pe dinăuntru și pe din afară, care arată pătrunderea, inteligența, nu văd altceva decât sfințenia Lui Dumnezeu. Și nu este altă cale. Orice păcat va fi judecat. Și fie vom fi în Hristos. Și ne vom afla în Hristos când Dumnezeu va judeca păcatul. Fie vom fi față în față cu o sintagmă din Apocalipsa, mânia mielului. Paradoxal, mielul nu ne-l imaginăm fiind mânios. Nu avem altă șansă. Și vreau să vă spun, uneori ne este teamă
Să vorbim despre astfel de lucruri și acum, dacă mi-ați dat textul ăsta, va trebui să vorbesc despre mânia lui Dumnezeu. Dar ne este teamă să vorbim despre astfel de lucruri pentru că nu vrem să fim văzuți ca moraliști, ca legaliști, ca oameni care nu înțeleg harul. Și parcă fentăm textele astea. Și vreau să vă spun că cel mai mare har, dragi frați și surori, este chiar să înțelegem păcatul. Și să înțelegem pocăința. Cel mai mare har e pocăința. Să ne putem apropia de Dumnezeu, să lăsăm Duhul Sfânt să pătrundă adânc în noi și să scoată la iveală uneltirile diavolului și retlicului. Și revenind la acest text, asta este povestea, Iosua 7, este povestea păcatului unui om care a dus națiunea lui Israel într-o înfrângere teribilă. În capitolul 6 pe care l-ați studiat, ați văzut bătălia Ierihonului, modul în care Dumnezeu e victorios și toți știu Iosua 6, pentru că îl învățăm de la copii, dar foarte puțin cunoscut este Iosua 7 și să știți că atunci când este scris, ele sunt scrise împreună, Iosua 6 și Iosua 7. Scopul este să fie citite împreună. Dar noi știm bine victoria, știm mai puțin înfrângerea, ne plac poveștile despre victorie, mai puțin poveștile despre înfrângere. Dar Iosua 6 este despre fiorul prezenței lui Dumnezeu, fiorul victoriei. Iosua 7 este despre agonia înfrângerii. Iosua 6 este despre suveranitatea lui Dumnezeu. Iosua 7 este despre sfințenia lui Dumnezeu. Despre dreptatea lui Dumnezeu. De acest motiv, vor fi trei lecții despre păcat pe care vreau să le extragem din foarte practice din Iosua 7. Și prima pe care vreau să o scot în evidență este cât de importantă este vegherea. Sau ce mult rău face lipsa vegherii în viața noastră. Dacă citiți primele câteva versete din Iosua 7, e clar că nimeni nu se aștepta la o înfrângere din partea cetății Ai. În comparație cu Ierihon, Ai era o cetate foarte mică. De fapt, Ierihonul era cea mai importantă cetate a Canaanului. Și oamenii se uită și vorbesc cu Iosua, haide să trimitem doar 2-3 mii, nu trebuie. Trebuie să tratăm cu ușurință, după ce am avut dita mai victoria, nu trebuie să. Putem să ne relaxăm. A fost va fi o victorie ușoară. Și ceea ce trebuia să fie o victorie ușoară se transformă într-o înfrângere rușinoasă și întreg poporul se sperie. Și Iosua vine înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ce ne-ai făcut? Mai bine nu treceam Iordanul. Ce ne-ai făcut? Și știți care este lecția? Este că uneori tratăm după o victorie spirituală, începem să ne relaxăm. Le spuneam tinerilor vineri despre acea imagine, dacă vă uitați la știu eu, în trecut, la documentare cu animale, că în savană, probabil, e leopardul care stă ascuns și vânează o antilopă. Și întrebam pe ei atunci când vânează leopardul antilopa. Sigur, când este singură, probabil, dar atunci când se relaxează. Și leopardul stă. Dar când ea e cea mai relaxată, atunci. Și să știți că asta este ce se întâmplă și cu poporul evreu. S-a relaxat. Au văzut, au avut dita mai victoria și s-au relaxat. În viața noastră spirituală, să știți că avem astfel de momente. Și în lucrarea Domnului Pavel dă un principiu. Atunci când sunt slab, sunt tare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu mă relaxez în momentele mele de slăbiciune. E un principiu spiritual aici, să știți. Atunci când avem impresia, e o iluzie a stagnării spirituale. Atunci când avem impresia că stagnăm spiritual, să știți că nu stagnăm, ci mergem în jos. Observați ușurința cu care tratează poporul cetatea Ai. E de parcă ei au înfrânt Ierihonul. Hai să trimitem doar 3.000.
Pentru că uite ce victorie am avut. Dar n-ați avut voi victoria? Dumnezeu a avut victoria. Se simt puternici, încrezători. Nu mai au nevoie de altar. Ați observat? Se duc cu altarul în capitolul 6. În capitolul 7 mergem noi. E simplu. Rezolvăm noi. Altarul care simbolizează prezența Domnului. Ei cred că pot să rezolve problema cu propriile lor forțe. Și în lupta cu păcatul, cred că asta este cea mai puternică greșeală și eroare pe care noi o facem. Să credem că am devenit cineva. Din punct de vedere spiritual, auzim de multe ori, ăsta este un mare om al lui Dumnezeu. Eu nu cred în mari oameni ai lui Dumnezeu. Cel puțin așa cum ne imaginăm. Sunt oameni care stau aproape de cruce, sunt oameni care sunt atenți, sunt oameni care veghează, nu în mod legalist, dar veghează la viața lor. Unor avem impresia că pentru că suntem, poate dacă predicăm sau dacă suntem implicați în slujiri, putem să mergem dintr-o inerție spirituală. Noi nu mai avem nevoie să ne disciplinăm, să luăm disciplinele spirituale. Nu mai avem nevoie, avem o inerție spirituală. Din aceea unii au căzut cu ispite mici. Ca în această imagine. Au avut dita mai victoria spirituală, dar au căzut în lucruri mici. De ce? Pentru că nu au vegheat. În lupta cu păcatul, să știți, noi trebuie să veghem constant. De-aia Petru va da aceeași imagine pe care am dat-o și eu cu leopardul, spune el, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Nu fiți panicați. Aveți încredere în Dumnezeu, dar nu fiți naivi spiritual, vrea să spună Petru. Vegheați! Încercați să aveți această mentalitate. Prima eroare în lupta cu păcatul și pe care îl extragem din textul ăsta este că trebuie să veghem. Trebuie să fim atenți. Dar a doua imagine, iarăși pe care o putem extrage atât de simplu, e că păcatul nu ne afectează doar pe noi. Și știu că a spus asta și în ghidul peste care m-am uitat. Păcatul meu afectează trupul lui Hristos. De-aia uitați-vă în text. E foarte interesant cum se adresează Dumnezeu. Dar israeliții au fost necredincioși, spune Iosua. Cum adică israeliții au fost necredincioși? Acan. Versetul 11, când spune Domnul, Israelul a păcătuit. Ei au luat unele dintre lucrurile date spre nimicire. Cum Israelul? Doar Acan. Vedeți? Dumnezeu îi consideră pe toți responsabili pentru păcatul unuia. Pentru că asta înseamnă să facem parte din familie. Asta este imaginea pe care o dă și Pavel cu trupul. Nu poți să te lovești la deget și să nu te doară în tot corpul. Este o imagine a unității. 1 Corinteni, capitolul 5. De exemplu, când vorbește despre bărbatul care se culca cu soția tatălui său, ce spune Pavel? Pavel spune, luați, scoateți, izolați răul de biserică. Biserica trebuie să fie protejată. Pentru că știa și cunoștea că nu există, eu păcătuiesc singur. Dragi frați și surori, de-aia suntem un trup. De-aia trebuie să veghem cu adevărat unii asupra altora. Păcatul ne afectează pe toți. Unele biserici stagnează și băltesc pentru că nu au grijă unii asupra altora. De-aia spune autorul epistolei către evrei. Și vreau să știți că aici, ăsta este pentru mine textul care explică ce trebuie noi să facem când unii dintre noi se împietresc. Și asta este durerea mea, să știți. Tineri sau oameni care ani de zile au venit în biserică și din cauza unui păcat au ajuns la împietrire. Uitați ce spune textul. Luați seama, dar fraților. Se adresează bisericii. Luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi, luați voi seama, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Noi suntem responsabili.
Păcatul unuia, cum a fost păcatul lui Acan, afectează pe toți. Ăsta este principiul pe care îl arată Dumnezeu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Mi-aduc aminte de fratele Taloș, unii l-ați cunoscut, a predicat, cred, n-a predicat în biserică. Dar sigur îl cunoașteți pe fratele Taloș și mi-aduc aminte, având o predică pe Apocalipsa, a atins această imagine a ce înseamnă păcatul unuia, cum afectează păcatul unuia întreaga biserică. Și vreau să vă citesc un mic fragment din ce a spus. Spunea fratele Taloș, întrucât fiecare biserică locală este o reprezentare a trupului spiritual al lui Hristos și deoarece noi suntem mădulare spirituale unii altora, falimentul unora dintre noi este falimentul nostru al tuturor. Pentru a crea climatul prielnic pocăinței și recuperării celor compromiși, bisericile trebuie să se pocăiască de lipsa de dragoste autentică, ți-ai părăsit dragostea din tâi, de lipsa de discernământ spiritual, ai acolo câțiva și nici nu știi, de lipsa de fermitate, tu lași să învețe și să amăgească, de lipsa de veghere, pe care am spus-o, noi trebuie să ne pocăim ca biserică și de lipsa de dedicare smerită. Mărturisirile, continuă fratele Taloș, impuse instituțional, produc dezbinare și moarte spirituală în biserici. Însă rugăciunea și postul, cuvântul lui Dumnezeu și iubirea lui Hristos nu lasă nicio altă alternativă copiilor lui Dumnezeu decât pocăință sinceră, regretul pentru trecut și desprinderea din orice cursă satanică. Așa că, vedeți, primul principiu este trebuie să veghem. Trebuie să fim atenți. Al doilea este trebuie să înțelegem că păcatul nu-i doar al meu. Responsabilitatea este a întregului trup. Și noi trebuie să veghem asupra, nu doar păstorii, noi toți trebuie să veghem asupra celorlalți. Când vedem pe cineva că, când vedem semnele împietririi, trebuie să intervenim. Când vedem semnele păcatului, trebuie să intervenim. De-aia zice Pavel, să păcătuiască cineva și o să nu ard. De ce ardea Pavel? Pentru că iubea. Pentru că îi păsa. Pentru că știa că păcatul unuia afectează întreaga biserică. Și ultimul lucru, ultimul principiu, pe care o să stau puțin mai mult, este, există o progresie a păcatului. Nimeni nu se trezește deodată păcătuind și nu-și dă seama cum a ajuns acolo. Și vreau să fiți atenți. Când Acan a stat înaintea lui Iosua, marele Iosua, e foarte interesant modul, căldura în care se apropie Iosua și spune, fiule, dă slavă lui Dumnezeu, Dumnezeului lui Israel și cinstește-L, spune-mi ce ai făcut, nu mi-ascunde. Și acum fiți atenți la răspunsul lui Acan. E adevărat că am păcătuit împotriva Domnului, am văzut în pradă o mantă frumoasă de sinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli, le-am poftit și le-am luat. Fiți atenți încă o dată la verbele folosite. Am văzut, am poftit, am luat. Este o progresie. Nu s-a trezit cu lucrurile luate sub cort. A văzut, a poftit și a dorit și a creat fantezii în mintea lui. Nimeni nu ajunge să păcătuiască deodată. Să știți, există o progresie. Nimeni nu ajunge să curvească deodată. Există o progresie. Asta ne aduce aminte de textul din Iacov, capitolul 1, când Iacov vorbește despre această progresie a ispitirii. Și spune el, nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Acan nu putea să spună, m-a ispitit Dumnezeu. Dumnezeu ar fi putut să-mi scoată din vedere prada. De ce mi-a scos Dumnezeu? Nimeni nu poate să spună asta. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău, El însuși nu ispitește pe nimeni. Și spune Iacov, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui. Ce a făcut Acan? A fost atras de pofta lui și momit. Apoi pofta când a zămislit în naștere păcatului. Și păcatul odată înfăptuit aduce moarte.
Asta se întâmplă în acest text. Vedem explicația, vedem expunerea lui Iacov, capitolul 1, versetele 15-16 în Iosua 7. Vedem această progresie. Niciodată, să știți, nu ne simțim ispitiți de lucrurile pe care nu le găsim atrăgătoare pentru noi. Niciodată. Tot timpul diavolul alege acele metode de ispășire, de ispitire din înclinațiile inimii noastre. Asta se întâmplă cu Acan. Și unii sunt vulnerabili la fi egoiști, lacomi, alții sunt vulnerabili la curvie, la pornografie, alții să piardă timpul, alții să muncească extrem de mult. Și diavolul atacă exact acolo unde noi suntem vulnerabili și unde vede că există atracție. Ne vom simți atrași de lucrurile care deja sunt în noi. Pofta care deja este în noi, aia zămislește. Și asta este metoda diavolului. Ne seduce cu lucrurile pe care ni le dorim. Creează în mințile noastre o imagine sau o imaginație cu privire la lucrurile pe care le putem avea. Uitați-vă, de exemplu, la Eva, în grădina Eden. A atras-o, a momit-o, i-a creat o perspectivă atrăgătoare. Nu vei muri, ba din contra, vei fi ca Dumnezeu. Fructul i s-a părut bun, atrăgător, irezistibil. Să știți, așa funcționează ispita. Și sunt convins că așa s-a întâmplat și în cazul lui Acan. Și-a imaginat, nu știm ce, probabil stabilitatea pe care o va avea, probabil și-a imaginat că va ajunge mai bogat decât toți din familia lui, nu știm ce. Dar asta face diavolul, să știți. Ne ascunde porunca lui Dumnezeu. Știa foarte clar porunca lui Dumnezeu. În Iosua, capitolul 6, versetul 18, feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire. Știa porunca. Dar asta face diavolul. Ne ascunde porunca. Și ne creează imaginea că dacă vom avea lucrul ăla, vom fi fericiți. Ni se vor rezolva niște probleme. De-aia se numește suntem momiți. Și de-aia am început acest text cu vegherea. Să nu avem impresia că diavolul este prost. Știe unde să și ce butoane să apese. Uitați-vă, vă rog, la Acan din nou. Armata lui este în război, iar el se uită la pradă. E atras de frumusețe, de faimă. Uită porunca lui Dumnezeu. Uită de șoapta Duhului Sfânt. Să știți că asta facem când suntem ispitiți. Mai ales că eu vorbesc cu mulți tineri care îmi spun din nou și din nou am păcătuit și încerc să înțeleg. Și tot timpul văd această progresie. Amuțim în noi șoapta Duhului care ne îndeamnă să fugim. Pavel îi spune lui Timotei, fugi de iubirea de bani, fugi de poftele tinereții, fugi. E singura șansă pe care o ai în fața păcatului. Să știți că povestește un pastor din Statele Unite despre un om din biserica lui care a venit și a mărturisit că ani de zile trăia în curvie. Și a povestit. A zis, știți ce făceam? Când soția mea pleca în delegație, amanta mea venea la mine. Dar ca să pot să fac ceea ce făceam, luam pozele soției mele și le întorceam invers. Pentru că din acele fotografii izbucneau imaginea sau imaginile de dragoste. Trebuia să fac ceva, să pun în jos, să nu mai aud, să nu mai văd. Și ce face diavolul? Așa ne păcălește. Trebuie să ascundem, să astupăm șoapta Duhului Sfânt, șoapta lui Dumnezeu în momentul. Nu putem păcătui altfel. De-aia atunci când diavolul ne va ispiti, va încerca să ne izoleze de comunitate. Să știți, este o progresie a păcatului. Mai întâi e atracția. Apoi, să știți, e experimentarea și apoi e fixarea în păcat.
Veghez eu? Vreau să ne uităm acum la propria noastră luptă cu păcatul. Veghem? Mergem din inerție? Avem impresia că am ajuns la un anumit nivel și putem să tratăm cu mai multă ușurință păcatul. Eu sunt convins că fiecare persoană de aici are lupta ei cu păcatul. Noi toți avem luptele noastre cu păcatul. Dar știți ce face diavolul? Este să ne mintă că păcatul nu este atât de serios. Dar să știți că împietrirea așa începe. Începe cu atracția, cu momirea și apoi cu fixarea păcatului. Și la un moment dat ne și mirăm de ce avem anumite opinii despre biserică, despre Biblie. De ce nu mai avem parcă niciun chef să venim la biserică? De ce nu mai simțim nimic? Să știți că asta s-a întâmplat cu Acan. S-a lăsat înșelat de propria lui poftă ca să se simtă atras. Și apoi s-a lăsat târât și momit de pofta lui. Vreau să mă apropii de final pentru că mă uit și la ceas, dar nu înainte de a vă spune un lucru. M-am uitat și mi-am tot imaginat ce s-a întâmplat cu Acan. Da, nu a vegheat, da, s-a lăsat ispitit, da, păcatul lui a afectat întreaga comunitate, dar eu cred că a avut un timp de pocăință. El a auzit ce a spus Dumnezeu lui Iosua. L-a văzut pe Iosua, a văzut bătrânii. A făcut numărătoarea. Nimic. Acan a stat și a sperat probabil că nu va fi descoperit. Eu cred că a avut un timp de pocăință. Și vreau să vă citesc un text pentru că am meditat în ultimul timp la un aspect care m-a îngrozit. Atunci când ne amăgim că ne pocăim. Uitați textul. 2 Corinteni, capitolul 7. Cred că e versetul 11, nu mi l-am notat aici. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moarte. Și m-am întrebat, care este diferența dintre întristare, pocăința? Nu? Vine în urma unei întristări, îți dai seama că l-ai ofensat pe Dumnezeu, înțelegi gravitatea păcatului și te întristezi. Am văzut atât de mulți oameni care și-au plâns păcatul. Și cu toate astea s-au întors înapoi, din nou și din nou. Și iarăși au plâns. Și m-am întrebat, de ce întristarea lumii duce la moarte, ca să spune Pavel. Întristarea după voia lui Dumnezeu duce la pocăință. Știți de ce? Pentru că nu înțelegem, de fapt, pocăința cu adevărat. Pentru că pocăința este rupere cu păgânătatea. Spune, harul asta a făcut. E rupere cu păgânătatea. Este momentul în care venim cu toate păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu și le aruncăm la cruce. Și e o hotărâre să ne întoarcem. Dar știți ce face această întristare a lumii? E doar o amăgire. E un ciclu care înseamnă plâng, îmi pare rău, îmi potolesc puțin conștiința și o iau de la capăt. Și știți de ce duce la moarte? Duce la moarte pentru că acest ciclu al amăgirii în pocăință nu ne duce la adevărata pocăință care ne dă pace cu Dumnezeu. Și eu cred că Acan nu s-a dus înaintea lui Dumnezeu. A trebuit să vină judecata peste el. Aceeași imagine, să știți, o avem și în Daniel capitolul 5 cu Belșațar. Când Daniel se duce și deja anunță judecata lui Dumnezeu. Împietrirea, când este împietrire, să știți că numai Duhul Domnului ne mai scoate de acolo. Urmează judecata. Și vreau să vă spun, dragi frați și surori, că nu este niciodată prea târziu să luăm în serios păcatul. Păcatul din viața noastră. Să ne uităm în viața noastră și să vedem dacă nu cumva ne-am creat propriile mecanisme în care să ne potolim conștiința.
De ce venim înaintea lui Dumnezeu? Care e motorul care ne aduce înaintea lui Dumnezeu? Dorința de a rezolva vinovăția? Să știi să ai legalism. Sau dorința de a recâștiga intimitatea cu El? Și nu se poate intimitate cu Dumnezeu decât tratând cu seriozitate păcatul, pocăindu-ne cu adevărat, venind la cruce, văzând harul în lumina Evangheliei. Și eu cred că este nevoie ca în bisericile noastre, din când în când, să ne aducem aminte că păcatul e cea mai mare ofensă. De aia a fost nevoie de cruce, de aia a fost nevoie de Hristos, de aia în dragostea Lui Dumnezeu vrea să venim la El. Să știți, am această convingere că Dumnezeu vrea să ne dea bunătăți, bucurii duhovnicești, mult mai multe decât am experimentat vreodată. Dar să știți că de multe ori, prin lenea noastră spirituală, prin superficialitatea cu care ne tratăm păcatele din viața noastră, noi înșine ratăm aceste bunătăți ale lui Dumnezeu. Aș vrea, așa cum stăm, să ne rugăm și poate echipa de închinare va veni să cânte un cântec, dar așa cum stăm, aș vrea să ne rugăm. Doamne, Tu ne-ai dat în textul din această dimineață această imagine a lui Acan și a poporului întreg. Și ne arăți, Doamne, că Tu nu poți trece ușor peste păcate. Dar, Doamne, nu putem să nu vedem că ai rezolvat vina păcatului la cruce. Și mă rog, Doamne, ca fiecare credincios mereu să se întoarcă la cruce și să Te glorifice pentru cruce și să cânte: crucea e slava mea. Pentru că, într-adevăr, Doamne, acolo e salvarea noastră. Mă rog, Doamne, să cunoaștem harul pocăinței, să ne uităm adânc în noi dacă nu cumva ne-am lăsat păcăliți de această progresie a ispitei, a ispitirii. Și mă rog, Doamne, să ne pocăim, să ne dai harul de a ne pocăi. Doamne, nu este o rușine ca credincioșii să se pocăiască. De fapt, cred că asta este markerul unei maturități spirituale, că ne pocăim zilnic. Dă-ne, Doamne, această disciplină a pocăinței. Lasă Tu Duhul Tău cel Sfânt să intre în noi, să ne curățească. Și, Doamne, mă rog ca noi toți să celebrăm harul Tău. În numele Lui Iisus m-am rugat. Amin. Să-i cântăm Lui din toată inima.
ție mă predau. Care putem să răspundem lui Dumnezeu prin dărnicia noastră acum la încheiere. Mai avem de făcut un lucru pentru închinarea noastră, fiecare să dăruiască după cum a hotărât în inima lui și să o facă cu bucurie. Mergeți și fiți o binecuvântare.